țara noastră va fi reprezentată de sportivi la toate cele 5 categorii: senioare, seniori, senior mixt, sub 21 mixt și junior masculin. La ultima ediție a campionatului mondial din Cipru, sportivii țării noastre au câștigat un număr record de medalii, 12 de aur și una de argint. Evenimentul de la Târgoviște se va bucura de prezența ambasadorilor țărilor participante, reprezentanților misiunilor diplomatice. România e marea favorită a întrecerii. Fără falsă modestie, eu sper să jucăm toate finalele. La Swiss în sport spui că poți să câștigi în momentul când l-ai și câștigat. Eu, sportivii mei, în general, i-am învățat să fiu învingător. Nu prea concep ideea de a pierde, dar în eventualitate că pierdem, e tot un învățământ, trebuie să tragem niște concluzii, să vedem ce am greșit și ce putem să remediem mai departe. Eu aștept din cele 13 medalii puse în joc, măcar 10 să le câștigăm noi. Evenimentele din ultimele zile au stricat planurile organizatorilor. Doar 15 țări vor participa la Europeanul de la Târgoviște, față de 20 cât era stabilit inițial. Printre absențe se află Olanda, Belgia și Luxemburg. Pare rău că promisesem că vom avea 20 de țări la acest campionat, chit că calificați erau 12, dar aveam drept la 8 wildcard-uri. Dar, din păcate, din cauza evenimentului de ultimele ore, inclusiv astăzi au fost blocați niște sportivi de-ai noștri în Franța, la aeroport, și nu i-au lăsat să vină.